Iată, am fost nevoit să apelăm la sursele media pentru a face o leacă de claritate în toată problema cu blocul locativ în satul Măgdăcești. De ceva timp ni se impune practic de către apele să construiască în centrul satului de către o companie Sigma Venmer un bloc locativ în centrul satului, în 15 ani, un bloc cu 57 de apartamente, unde nu este spațiu nici pentru teren de joacă, nici pentru parcări. Pot să spun că odată cu decizia primăriei satului Măgdăcești, ni se impune modificarea planului urbanistic zonal. S-au făcut audieri publice trucate, unii s-au semnat doar persoane apropiate primarului de Măgdăcești. Niciun locatar din zonă nu a fost chemat, ori întrebat, dorește, ori nu dorește să construiască în zona dată un bloc cu 8 nivele. Chiar după avizul domnului Vatamaniuc de la Criuleni, șeful, în avizul și ăla se vede clar că Sigma Venmer a cerut, adică Sigma Venmer împreună cu domnul Balan Vladimir, care este proprietarul terenului, au cerut să modifice planul urbanistic zonal în vederea construcției blocurilor cu 9 etaje. Ce pot să adaug? Odată cu modificarea acestei decizii, nu s-a cerut să modifice doar planul pe terenul ăsta de 15 ani, dar s-a cerut pe perimetru a 4 străzi și Ștefan cel Mare. Nouă ne este în grijă despre faptul, în legătură cu faptul ăsta, că este să presupune că va fi vulnerabil terenul de lângă grădinița de copii, care este preconizat pentru complex sportiv și parcul școlii. Că odată cu modificarea planului urbanistic zonal, ele pe terenurile date nu se poate de construit altceva decât casă cu multe etaje. Încă pot să spun că eu ca vecin nu am fost chemat pentru a semna un acord că doresc ori nu doresc. Nici vecinii, am depus petiții, toți vecinii. Apeleul nu a reacționat cu un răspuns. Am depus petiții în instanțele statului, care încă nu am primit un răspuns. În intersecția asta, dată vedeți că este un trafic foarte intens și odată cu construcția unui bloc, ori să ne nădușe aici. Chiar doamna primar recunoaște faptul dat pe pagina de Facebook că odată cu amenajarea intrărilor în sat va dispărea problema traficului. Și în decizie este clar scris că pentru trafic va fi instalată o oglindă sferă pentru a putea intra lumea în intersecție. Fapt și de asemenea ne spune că o să fie problemă cu traficul. Poate să mai adauge și alții locuitori. Ia ca domnul Vecislav. Microfonul, poftim. Bună ziua, eu mă numesc Lupașcu Vecislav, toți suntem aici vecini cu locul dat, unde se preconizează de a construi blocul locativ și vrem să spunem că noi tot nu suntem de acord, deoarece n-am fost invitați la audierile publice, după cum se spune, nu a fost chemat nimeni din zonă și cine ori spune nu e adevărat. Semnați petiția aceea, sunt doar colaboratorii apeleului și membrii a primăriei și a consiliului, câțiva membri a consiliului local. Noi ăștia de care
Adică să ne întâlnim cu fapta zi de zi, nici nu am fost măcar anunțați, nu când chemați la discuții. Nu văd aici un bloc locativ, absolut nu-l văd, că închide tot ceea ce este. Și înțeleg că pământul este privat și oamenii l-au cumpărat și au tot dreptul lor, dar într-așa caz administrația publică locală ar putea, adică după cum au mai procurat și alte loturi private, ar putea să procure și lotul ăsta la primărie și atunci se poate de făcut altceva aici, ceea ce să aducă un venit primăriei sau ceva în general pentru binele satului. Dar cu schimbul cu modificarea planului urbanistic zonal, asta aici într-adevăr este ceva nu chiar bun, pentru că este planificat strada Ștefan cel Mare, dar strada Ștefan cel Mare la noi se începe de la traseul național R6 de la Chișinău-Orhei și merge până în fundul satului. Adică e clar că aici mai sunt niște loturi care sunt pe marginea traseului acesta, inclusiv Ștefan cel Mare colț cu strada Burebista. Avem un lot foarte mare de teren acolo, unui preconizat complex sportiv, care noi suntem siguri că el nu o să fie făcut niciodată, pentru că așa investiții fără capital străin, cred că nu o să fie, nu-i chip de realizat. Și administrația publică locală e cu mult mai ușor să construiască niște terene de mini-fotbal în mai multe zone a satului, spune că nu avem cu ce face un stadion mare și mai bine să facem niște blocuri locative și acolo. Cred că sub modificarea planului urbanistic se urmăresc alte scopuri la care oamenii nici nu cunosc, nici nu-i duci capul. Și nimeni niciodată nu a fost chemat undeva și vădată întrebat. Și la urma urmei, dacă e o problemă atât de serioasă, s-ar putea de făcut adunarea satului și de întrebat. Că nu de făcut adunarea satului numai când avem de dat darea de seamă și spunem ce am făcut frumos. Dacă vreți să hotărâți o problemă majoră, tot poate de anunțat adunarea satului și atunci oamenii lasă să expui părerea. Și lasă să facă un sondaj chiar oficial de la administrația publică locală. Sunt oameni de acord, nu sunt de acord. Și cred că ar trebui luat în vedere interesele tuturor cetățenilor, nu numai o mână de oameni. Da, vă mulțumesc mult. Eu ca locuitor a satului Măgdăcești și ca vecin vreau să spun că nici eu nu sunt de acord și nici absolut tot satul pe care am întrebat nu sunt de acord. Nu suntem de acord pentru a se face, să se construie așa un bloc locativ în centrul satului, fiindcă într-adevăr este un amblocaj foarte, foarte mare. Foarte mulți copii trec pe aici când vin la școală, când pleacă de la școală, nimai vorbind că primul etaj se vorbește că vor să facă comercial, ceea ce dă dovadă că o să fie un ambuteaj foarte mare și foarte greu de circulat pe porțiunea dată de stradă. Vreau să mai spun că, într-adevăr, trebuie să fie făcute audieri publice, ceea ce noi, ca vecini, în primul rând, nu am fost chemați, nici nu am știut de faptul dat și dorim ca să încercăm să vedem să rezolvăm problema dată. Mulțumim. Sunt Lidia Tentiuc, consilier local al primăriei Măgdăcești. Eu sunt de părerea că dacă în satul Măgdăcești se încep modificări de tipul modificarea planului urbanistic, cel puțin audierile publice trebuiau să se înceapă cu jumătate de an înainte. Noi am fost informați prin materialele ședinței Consiliului că, iată, sunt preconizate modificările la planul urbanistic, dar, de fapt, toate întrebările satului cam așa se fac la noi, adică suntem puși în fața faptului împlinit, dar dacă mai dăm întrebări, suntem considerați dușmanii satului Măgdăcești și despre noi insultați, numiți și cum vreți. Deci, noi suntem pentru transparență activității administrației publice locale. Administrația publică locală, în genere, și presupune a fi un administrator înseamnă a fi la serviciul poporului și nici de cum a fi stăpânul satului sau cel care amenință sau cel care face reguli noi în satul Măgdăcești. Satul Măgdăcești e un sat de oameni tineri și eu nu cred că în perimetrul străzilor patru care au fost numite se poate de modificat planul urbanistic ca să construiești numai casă cu etaje și oamenii să nu mai poată construi casă de locuit. Iată, ăsta este mesajul care trebuie să-l cunoască lumea întreagă. Și vreau să vă spun că avem o petiție semnată de circa 400 de locatari, însă, din cauzele care vă le-am zis mai sus, cam e dificil la noi oamenii să se expună, fiindcă suntem și pe Facebook, spun
un comentariu sau să zic ceva, cu toate că ei sunt de acord cu ideile care. Iată, într-adevăr, asta este ideea principală și să se facă conform legislației în vigoare. Aici, după cum vedeți, în 15-16 ani nu poți să construiești un bloc multietajat nici de cum cu parcări subterane sau cu alte infrastructuri. Mersi. Dă-ți microfon. Doamna Lidia, hai. Vin așa cu un microfon. Eu am vorbit. Eu n-am auzit, domnule Lidia, zic să nu mă repet. Da, pot să te repet, nu are treabă. Este, da? Așa. Așa. Bună ziua! Îmi spune Lidia Guzun, sunt consilier local și consilier raional. Din start am fost împotrivă la construcția așa, a acestui obiect la noi în sat, fiindcă din experiențele anterioare, adică unde s-au mai făcut așa gen de clădiri în localitățile rurale, ele în primul rând măresc numărul de delicvențe. Adică oamenii din sat au un alt fel de a trăi, alt fel de în mod de viață, față de cel de orășănesc și față de, adică cum trăiesc orașul și satul. Și ce vreau să aici să mai adaug, fiindcă domnii care doresc, companii de construcții, care doresc să ne facă această clădire imensă la noi aici în sat, în apropierea vecinilor, au spus că în primul rând vor avea prioritate tinerii satului Măgdăcești. Dar noi nu am văzut acea listă de tineri care vor să procure aceste apartamente, ca să nu ajungem noi la numărul de delicvențe să crească. Și asta în primul rând. Între a doilea rând, adică el este privat. El nu se obligă în fața consilierilor și a primarului nici într-un fel că o să țină clădirea dată cu nouă etaje, să nu vândă la nimeni niciun apartament, că el le-a promis tinerilor noștri. Asta este o naivitate să creadă oamenii din sat, că ei zic, dacă vine, de exemplu, cumpărătorul și a zic, eu cumpăr 5 apartamente, el zic, nu, eu nu vă vând, eu astea le-am preconizat pentru tineretul satului Măgdăcești. Adică nu trebuie să credem în așa gen de povești. Asta am spus, și am spus-o și din stat. Sunt împotriva a clădirilor multietajate în satul nostru, într-o așezare rurală. Nu trebuie să încurcăm lucrurile. Satul are ritmul lui de viață, orașul are ritmul lui de viață. Că dacă noi aducem clădirile aici și ne luăm săraile și ne ducem pe Ștefan cel Mare în Chișinău și să-mi puneți vaca de semafor, nu știu cum o să fie de bine. Adică ar trebui să fie așezarea rurală, orășănească. Asta e tot ce am vrut eu să spun aici, adică am adăugat la ce le spuse. Mulțumesc! Nu parte cu masa, aproape de masa. Microfon. Ia să te prezint mischietul. Este. Sunt Valentina Geamănă, vicepreședinte a Partidului Pace. Am venit astăzi la Măgdăcești pentru a susține locuitorii satului împotriva nelegiuirii care se înfăptuiește împotriva lor. Pe un spațiu foarte mic s-au luat autorizațiile pentru a construi o clădire foarte mare. Autorizațiile acestea, evident că nu sunt legale și pentru a obține asemenea autorizații se recurge la mituire și la corupție. Partidul Pace spune nu corupții în domeniul construcțiilor, în orice domeniu în Republica Moldova și este alături de locuitorii satului Măgdăcești. Mulțumesc! Tatiana, vă duceți? Să vorbi destul. Să, de-adiu. Fă cu mască spate, dă-ți dau un bela la fiet. Despre securitate. Așa. Bună ziua, eu sunt consilier în localitatea Măgdăcești. Vreau să vă arăt, să vă spun că acest punct strategic pentru o clădire cu multe etaje este foarte periculoasă pentru copiii noștri care merg la școală. Fiind foarte aproape școala, punctul ăsta este mult mai periculos. Anume, ne este frică pentru viața și pericolul copiilor. Nu vrem ca să fie blocată, nu vrem să pună un semafor.
chiar aici, la intersecția asta. Este un drum foarte îngust și nu ne putem permite noi să avem un bloc locativ cu 9 etaje. Atât, așa să mai zic. Așa.